Din păcate, așa cum ne așteptam, este un buget PSD-ist, un buget inflaționist, un buget care se bazează pe creșteri de taxe, pe băgat mâna în buzunarul românilor și pe creșterea cheltuielilor statului, care se umflă atât pe baza inflației, cât și pe luatul banilor din buzunarul contribuabililor. În loc să ia acele măsuri de reducere a cheltuielilor, a reducerea risipei pe care o face statul român, vedem că le place această inflație. De fapt, întreaga construcție este una bazată pe minciună. Se cresc sumele în lei, numai că lei aceea nu mai valorează cât valora înainte. Aceasta este politica, de fapt, pe care o duce PSD-ul consecvent de câțiva ani de zile, aceea de a diminua valoarea banilor din buzunarul oamenilor, de a diminua valoarea salariilor, de a crește doar cifrele pe hârtie.